Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Cotidianul Live. Astăzi facem totalurile politicii moldovenești în 2020, iar invitați sunt doi analiști politici. Este vorba despre domnul Anatol Țăranu și domnul Ion Tăbârță. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Cu ce să începem? Sunt atât de multe evenimente politice care s-au întâmplat în 2020, dar haideți să vorbim despre cel care s-a întâmplat astăzi. După vom ajunge treptat la toate. Vizita lui Traian Băsescu, primul președinte care se întâlnește oficial cu președintele învestit Maia Sandu. Domnule Țăranu, cum vedeți această vizită? Ce semnal oferă, nu știu, Maia Sandu pentru cetățeni? După mulți ani, după 4 ani de izolare internațională, Republica Moldova iarăși reapare pe radarele marilor cancelarii și e absolut firesc că prima spărtură în acest zid de izolare a făcut-o România. Vizita lui Iohannis la Chișinău este de mult a fost așteptată. Nu putea să vină atunci când era Dodon, fiindcă Dodon de fapt sfida tot ce este românesc în Republica Moldova și în jurul Republicii Moldova. Iar acum, după această victorie fulminantă a doamnei Sandu la alegerile prezidențiale, România prima a întins mâna Moldovei și era de așteptat că acest lucru anume s-a întâmplat din partea României. Deja tot publicul din Republica Moldova cunoaște care sunt rezultatele acestei vizite. România, ca de obicei, a venit cu un program generos de asistență pentru Republica Moldova și acum rămâne de văzut în ce măsură vom fi capabili să valorificăm această susținere majoră din partea statului vecin, dar de fapt din partea unui stat cu care avem relații speciale și aceste relații sunt în beneficiul Republicii Moldova și poate avem unicul aliat fidel pe care dintotdeauna putem să mizăm, chiar dacă sunt țări care au atitudine bună față de Republica Moldova, dar ceea ce face România este unicat și nu putem să ne așteptăm de la orice altă țară că va avea față de noi aceeași atitudine pe care o are România. Eu o să rog colegii să pregătească și o știre despre această vizită, dar, domnule Tăbârță, vorbind despre gradul de încredere oferit Republicii Moldova, nu este prea rapid odată cu venirea Maia Sandu în funcția de președinte? Oricum rămâne situația incertă în guvern și în parlament. Aș vrea să încep de la faptul că este o vizită de botez pentru Maia Sandu sau o întâlnire pentru ea la așa nivel și la nivel simbolic era firesc să fie așa și în general parcursul european al Republicii Moldova, revenirea la vectorul european trebuie să revină de la normalizarea relațiilor cu România. Igor Dodon în ultimii 4 ani a bruiat foarte mult această relație. În ultimul an chiar practic a acționat în detrimentul intereselor naționale ale Republicii Moldova, mergând pe această obediență cumva ostentativă față de Federația Rusă, ambalând această reorientare geopolitică a Republicii Moldova sub așa numită politică externă echilibrată. Și revenirea la normalitate în Republica Moldova, desigur, începe cu România. Chiar și parcursul nostru european, geografic, trece prin România și aceste lucruri, aceste fapte obiective nu pot fi anulate și nu pot fi nici de cum șterse. De aceea, cred că faptul că prin această vizită a domnului Iohannis, care este o vizită de susținere, continuă acel mesaj transmis societății moldovenești, care își vrea o schimbare și această schimbare ea a început să o întrevadă odată cu această alegere a doamnei Maia Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova. România, prin această vizită, vine să susțină acea politică de schimbare, acea politică de normalizare a lucrurilor pe care și-a luat misiunea doamna Sandu că o va realiza în Republica Moldova. Eu vreau să vedem și știrea unde sunt punctual enumerate ajutoarele cu care a venit Klaus Iohannis, după care revenim în studio și discutăm. Haideți să urmărim.
Liderul de la Cotroceni a fost întâmpinat de mai mulți unioniști care au venit în preajma instituției prezidențiale. Cu harta României Mare, aceștia și-au reiterat dorința privind unirea țării noastre cu România. Dorim să ne reîntregim cu țara România Mare. Între noi mai există un zid care trebuiește, cu ajutorul lui Iohannis și Maia Sandu, dărâmat zidul de la Prut. Klaus Iohannis și Maia Sandu au avut o discuție tet-a-tet, iar apoi au participat la convorbiri oficiale alături de membrii delegațiilor. După discuții, cei doi șefi de stat au făcut declarații în fața presiei, însă jurnaliștii nu au putut să le adreseze întrebări. În aceste zile, Republica Moldova pășește într-o nouă etapă, atât pe plan intern, cât și pe dimensiunea politicii externe. O etapă a ieșirii din izolare internațională și de conexiune la spațiul european. România își dorește ca Republica Moldova să prospere, iar cetățenii săi să se bucure de instituții democratice și puternice, capabile să le asigure securitatea și bunăstarea. În cadrul întrevederii, șefii celor două state au adoptat o declarație comună prin care va fi aprofundată cooperarea dintre Republica Moldova și România. Declarație prin care ne-am exprimat hotărârea de a aprofunda cooperarea dintre Republica Moldova și România și de a acționa împreună pentru îndeplinirea obiectivelor noastre comune. Declarația reconfirmă relația bilaterală specială la aniversarea 10 ani de la semnarea Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, precum și angajamentul Republicii Moldova de a urma parcursul european și de a implementa reformele democratice necesare în acest sens. Ultima dată Klaus Iohannis a fost la Chișinău în februarie 2015. Discuția, deci o să enumăr eu câteva puncte de ajutor venite din partea României prin intermediul lui Klaus Iohannis, ceea ce mi-a atras cel mai mult atenția și nu știu, poate dumneavoastră sunteți de altă părere, 200.000 de doze de vaccin vor ajunge eșalonat, etapizat în Republica Moldova. Domnule Țăranu, cum ați văzut această informație și în ce măsură era de așteptat? Noi eram deprinși că trebuie să vină Sputnicul în Republica Moldova tot. De multe luni se vorbește, eu așa am înțeles că nu a venit nicio vaccină. Dar iată că aceste 200.000 cu siguranță vor veni și vor veni în timpul apropiat. Desigur că 200.000 sunt puțin pentru Republica Moldova, dar este absolut necesar pentru cele mai vulnerabile categorii ale populației și asta cel puțin am putea să-i protejăm pe medicii noștri care sunt în prima linie și care luptă cu abnegație, uneori cu prețul propriilor vieți. Și acest preț este plătit inclusiv și datorită incompetenței guvernanților care n-au fost capabili să organizeze o campanie de contracarare a pandemiei ca la carte. Republica Moldova, din acest punct de vedere, este la coada țărilor europene și noi, cu adevărat, suntem extrem de vulnerabili în fața pericolului pandemic. Dar România a reconfirmat și alte programe care sunt în derulare și noi, desigur că suntem foarte recunoscători României pentru asta, dar trebuie să înțelegem, bun, când discutăm aceste ajutare, nu putem să nu fim recunoscători, dar trebuie să înțelegem că odată și odată trebuie să ne învățăm să trăim pe cont propriu. Cât se poate să mizăm în exclusivitate doar pe pomenile care vin din afara țării. Suntem obligați pur și simplu să reformăm acest stat, să încercăm cu propriile mâini să ne clădim destinele. Deocamdată nu ne reușește. Toate guvernările care s-au perindat în Republica Moldova pe parcurs de 30 de ani, iar astăzi vorbim despre totalurile anului 2020, de fapt au ieșuat în linii mari. Au fost succese parțiale, au fost succese locale, dar Republica Moldova așa și-a rămas un stat problemă în spațiul european și nu e clar până în ziua de astăzi, dar în fond acest stat are perspective de existență ca stat suveran și independent sau acest stat trebuie să-i fie aplicat un alt scenariu de dezvoltare.
Se creează impresia că din milă totuși primim acest ajutor în contextul în care în Republica Moldova autoritățile n-au fost responsabile să semneze la timp contracte și Republica Moldova să primească de rând cu alte state aceste vaccinuri, dar pe lângă aceste 200.000 de vaccinuri mai sunt și medicamente și echipamente care vor ajunge în Republica Moldova. Motorină pentru agricultori, este vorba de grant neramorsabil de cel de 100 de milioane de euro și bani pentru societatea civilă și mass media, nu știu dacă este mult sau puțin, 250.000 de euro, dar e suma care a fost prevăzută și pentru 2020. Domnule Tăbărț, iată toate aceste ajutoare. În ce măsură ar putea ține pe linia de putere Republica Moldova, inclusiv într-o combaterea fenomenului ce ține de COVID? Desigur că aceste ajutoare vor contribui la a face față acelor probleme cu care noi ne confruntăm acum. Desigur că nu este suficient, nu rezolvă problemele noastre. Până la urmă, România are și ea problemele ei în a combate această pandemie. Însă, la nivel de importanță, la nivel de a ajuta unii este într-adevăr cel mai mult nevoie, desigur, aceste ajutare își vor aduce contribuția lor. În general, acest ajutor din partea României, ceea ce a enumerat astăzi președintele Iohannis, poate fi împărțit în două categorii, categoriile tradiționale, gen cum același grant nerambursabil de 100 de milioane, a fost și în trecut, însă să ne aducem aminte că atunci nu a fost capacitatea internă din Republica Moldova de a aduce, de a atrage în totalitate cei bani, pentru că acești bani nu vor veni, poate cum vor autoritățile noastre, sub formă de căș, dar ele, acești bani vor trebui să vină sub anumite proiecte concrete. Și totodată avem al doilea tip de ajutor, ajutor poate stringent sau ajutor de urgență. Aici aceste vaccinuri, acest ajutor sau suport medical, în motorină. Apropo, sunt niște ajutoare pe care foarte mult a pedalat Igor Dodon în perioada electorală. El ne promitea nouă că vaccinul Sputnik 5 vine în cel mai scurt timp, că ne va ajuta, că va combate pandemia. Era chiar și practic în calitate de cobai pentru acest vaccin. Sau cât s-a vorbit despre acea motorină, care trebuia să vină anumite cantități, care tot în permanent aceste cantități se reduceau și până la urmă nu mai știu cât a venit. Și dacă, cu mențiunea dacă va câștiga alegerile, dacă, zicea el. Dar este suficient ce a declarat acum Igor Dodon pentru TAS. Acolo, pur și simplu, stai și te gândești, dar el trăiește în lume reală sau are o lume paralelă? Că eu am încredere numai în vaccinul rusesc, nu mai știu ce e acolo europenii cu experimentele lor și nu mai știu ce e acolo. Stai și citești și nu-ți vine a crede acele declarații cum pot fi interpretate de către un șef de stat care practic până mai ieri a fost șeful statul Republicii Moldova. Dar cred că în această situație cu Republica Moldova și în contextul relației cu care o are Republica Moldova cu Federația Rusă, aici trebuie să facem o deosebire foarte clară, pe care din păcate nu o fac mulți politicieni de la noi. România, când ajută Republica Moldova, face acest lucru dintr-un gest de sinceritate, pentru că se preocupă de cetățenii acestui stat. Pe când Moscova tot ce face față sau cu privire la Republica Moldova, o face din interes, reieșind din interesele geopolitice pe care le are Republica Moldova și pe care le are în regiune. Și aici cred că trebuie să fie momentul de la care trebuie să pornească politicienii moldoveni când încearcă să polarizeze această relație cu România și cu Rusia, sau cu Rusia polarizând cu România. Desigur, având o relație apropiată, sinceră, cu România, nu înseamnă că noi trebuie să mergem într-o confruntare cu Federația Rusă, nu, nici pe departe. Alta este că, din păcate, acolo, de multe ori, se politizează reieșind din interesele geopolitice. Dar ce este cert, că Republica Moldova la etapa actuală de una singură nu poate să facă față acestor provocări pandemice. Și aici am vrut să finalizez această întrebare, că toate că acest ajutor este unul semnificativ pentru Republica Moldova, însă cred că România trebuie să pună accentul în relația cu Republica Moldova pe două momente. Unul,
proiecte grandioase de infrastructură și așa mai departe, care gen gazoductul, dar nu numai gazoductul, și informațional. Nu în zadar ați menționat că 250.000 pentru mass media și nu știu dacă e suficient sau nu. Păi dar vedem la ce s-a revenit. Emisiuni analitico informative din Federația Rusă, exact, vor fi în continuare difuzate la posturile de televiziune retransmise în Republica Moldova. Și asta este foarte grav, vorbim despre aceeași propagandă și despre manipulare. Din nou, din păcate. Exact, și aici Federația Rusă, trebuie să recunoaștem că domină spațiul informațional din Republica Moldova. Și faptul că România face multe în Republica Moldova, ajută cu multe, însă la nivel de cetățean, de percepție publică, ai impresia că mulți se duc în van. Pur și simplu, oamenii nu știu sau acest mesaj este bruiat intenționat. Un anumit gest cu, nu știu, creditul sau cu motorina din Federația Rusă, s-a vorbit, acum să-l întrebi pe cineva de unde a venit motorina, el poate să spună că de fapt este motorina din Rusia și nu din România. Și în fine, da, aveți dreptate cu această percepție. Vreau să reușim să discutăm toate aspectele astăzi. Maia Sandu este președinte deja oficial al Republicii Moldova. Am văzut ceremonia de inaugurare. După aia am văzut și această primă vizită a domnului Iohannis. Prestația Maia Sandu, imediat după ce a fost investită în funcție, domnule Țăranu, întâlniri cu fracțiunile, declarații că nimeni nu-și dorește sau că toate fracțiunile își doresc alegeri parlamentare anticipate și că în următoarele zile va veni ea cu o soluție sau cu decizia finală. Cum vedeți aceste acțiuni? Sunt ele cele care au fost așteptate de cetățeni? Sunt suficiente? Există acel elan pe care l-am văzut în campania electorală? Eu cred că e foarte greu acum, la parcurs de câteva zile, de când ea este președinte, să judecăm profund despre prestația Maia Sandu ca președinte. Prima impresie este o impresie care vorbește despre o decență în aparițiile ei publice. Deci, absolut liber vorbește, nu este legată de textele scrise, chiar dacă este legată, dar are o memorie bună. Face o impresie foarte bună, foarte bună. Atunci când am mers la inaugurare, deci pe jos nu s-a folosit de mașină, spre deosebire de tot ceilalți, de la Parlament era cam aceeași distanță, că de la sediul partidului grecian a venit cu mașina, Maia Sandu a stat la semafor și a așteptat verdele. Sunt lucruri care impresionează și care lasă o impresie bună. Să vedem ce va fi mai departe. Rezultate încă nu sunt, o să le judecăm pe parcurs. Primul rezultat care este, a venit Iohannis, e o susținere enormă. România a făcut încă un gest, 7 președinți europeni au făcut o declarație pe marginea alegerii Maia Sandu în calitate de președinte. România, de fapt, a inițiat această declarație, iarăși un ajutor enorm. Deci deschiderea în plan internațional se face, ușile sunt deschise larg, tot așa cum sunt deschise porțile președinției. Iarăși e un gest care trebuie să fie apreciat. Acum, în formă de glumă, eu am așa o senzație că bărbații de Republica Moldova de grabă vor iniția o mișcare împotriva discriminării bărbaților în politică, judecând după componența nominală a staff-ului de consiliere a Maia Sandu, unde predomină, deci, doamnele. Compensează ceea ce a fost anterior. Da, cumva compensează. Să sperăm că această compensare se face inclusiv și cu susținerea memoriei instituționale, experienței, capacităților și așa mai departe. Nici de cum nu vreau să pun sub semnul întrebării capacitățile doamnelor de a se manifesta în politică, dar poate era necesar ca să existe o balanță. Avem acolo domnul Negruț, spre exemplu. Da, doi bărbați și tot ce... sau trei bărbați. Da, secretarul sau șeful, șeful de administrației prezidențiale, cum este numit, nu, deci încă o dată spun că e o glumă. Deci, principalul ca glumă să nu se îngroașă. Da. în rest rămâne să vedem. Eu nu m-aș încumeta acum să fac concluzii
fundamentale în privința prestației Maia Sandu. De ce? Putem. Avem deja un guvern în demisie. Maia Sandu a zis că va insista pe acest lucru imediat cum va deveni președinte. Asta s-a întâmplat cu o zi înainte ca ea să fie investită în funcție. Vreau să înțelegem aici împreună, să încercăm să analizăm acum pe final de an. Ni se pregătește o capcană Maia Sandu, pentru că vedem deja mișcări din partea Partidului Șor și a acestei platforme pentru Moldova, care spun că au deja lista miniștrilor și a prim-ministrului și o vor înainta. Și Maia Sandu vrea să primească un nume care... Dimisia guvernului Chicu, nu, mă tem că nu este realizarea Maia Sandu, mai degrabă este o capcană care a fost întinsă Maia Sandu, și ea a fost mai degrabă făcută de către opoziție. Nu mai știu cum se numește. Nu mai înțelegi care sunt opoziții și care guvernare. Care guvernarea, da. De fapt, despre opozanții Maia Sandu, fiindcă era absolut evident că Chicu trebuie să ducă responsabilitate pentru toate politicile pe care le-a realizat pe parcursul ultimilor luni, îndeosebi, alături de majoritatea parlamentară, fiindcă atunci când se vorbea despre acest prăjol, despre ruinarea totală a sistemului financiar, a sistemului medical din Republica Moldova, pe aceste toate sunt realizările domnului Chicu. Plecând în demisie, el practic dezertează. Realizări cu ghilimele? Păi da, realizări cu ghilimele, desigur că. El pleacă lăsând în spatele sale un dezastru. Un dezastru pe care trebuie să-l gestioneze Maia Sandu. Păi și-au făcut asta conștient? Care e până la urmă dorința sau scopul final? Da, evident că au făcut-o conștient și au făcut-o în scopuri electorale. Acum toată lumea se pregătește de alegeri parlamentare anticipate. Bine, dar întrebarea este, sau problema este, că fiecare văd aceste alegeri parlamentare în mod diferit. Dar revenind la guvernul Chicu, de fapt, în linii mari, acesta a fost guvernul lui Igor Dodon. Trebuie să înțelegem că el, practic, a fost cel care a gestionat treburile țării și le-a gestionat total incompetent într-o perioadă complicată, pandemie, seceta agricolă, că inițial Igor Dodon a gândit că pandemia va fi ceva sezonier. Și permanent s-a plasat în frunte, peste tot declara diferite și nu mai știu ce. Atunci pandemia era gestionată de politicieni, nu de medici. Ulterior, cei din agricultură au fost tratați în mod arogant de către guvernare. Am avut o perioadă electorală care a fost la fel una dezastruoasă pentru Igor Dodon, dar de fapt nici nu avea cum fi altfel. În plus, a avut și o strategie greșită. Aici cu declarațiile împotriva diasporei. Mai ales în turul 2, sau imediat după primul tur, parmi 3 noiembrie era, în campania pentru cel de doilea tur, a avut acea declarație total neinspirată. Nu știu cine a scris acel discurs, nu mă interesează, însă... Acolo erau mult mai multe. Deci e vorba de diaspora, lume paralelă, sau e vorba de pupăză, porumbel, cosofană, ce mai era acolo, nu mi-amintesc exact. Pe urmă, cu declarații de război, de conflict, vă dăm la bot, și am venit odată acasă și mă întreabă copilul mic de 5 ani, tată, dar ce la noi să fie poimând război în turul 2? Nu, dar de unde ai luat? Păi Igor Dodon spunea la televizor. Până la urmă au dus la o misterizare în societate. După aceasta, ei, conștient, s-au pregătit să cedeze frâiile guvernării. Tactica lor este că frâiile guvernării sau toată responsabilitatea guvernării s-o pună pe umerii lui Maia Sandu. Maia Sandu a preluat mandatul în niște condiții foarte complicate. Deja de o lună am asistat clar la o campanie media contra lui Maia Sandu. I s-a încercat de a lua din responsabilități. Pe ultima 100 de metri repede a fost schimbat ambasadorul în Rusia, tot să fie un om de lor. Acele proiecte la buget votate așa pe linii partinice s-au retras miniștri cheie din guvern. Practic, exact, ăsta este un lucru despre care se vorbește mai puțin. Dar faptul că a plecat Dumbrăveanu, a plecat și ministrul economiei fără să lase cumva un înlocuitor
au plecat miniștri de stat, 10 oameni. Da, da, oamenii care nemijlocit cunosc bucătăria fiecărui minister în parte. Secretare, da, de stat. Da, și deci, acum Maia Sandu are constrângeri juridice și are manevră sau are, nu are susținere politică suficientă în Parlament. Este de așteptat că să apară foarte multe probleme sociale-economice. Nu este exclus să crească inflația, să avem o îndrăutățire a traiului, a situației economice. Și toate acestea, campania sau mass media socialistă, o va pune pe cârca lui Maia Sandu. Nu zadar spunea Dodon că peste 6 luni veți regreta acest președinte și acest guvern. E intenționat, au dat foc la casă sau au îndrăutățit la maxim posibil condițiile de intrare în mandat a doamnei Maia Sandu. Și pe aceasta mizează. Și desigur mizează în scopuri electorale. Și au votat niște legi care nu au sustenabilitate financiară, inclusiv legea bugetului are multe neajunsuri. Domnule Țăranu, aici mai multe persoane scriu despre cât de bine e că sunt multe femei la conducere, inclusiv în aparatul prezidențial. Dacă bărbații nu s-au descurcat în 30 de ani când au fost prioritar în funcții de conducere, atunci a venit rândul femeilor. În fine, vom vedea, cum a zis și noastră, important să nu dezamăgească și important să își facă meseria bine, nu contează, ești femeie, bărbat, dacă ești profesionist. Desigur, nu contează și eu sper că, deci, doamnele care acum sunt reprezentante la nivelul consilierilor prezidențiali se vor manifesta plenar și le vor șterge nasul acelor bărbați care nu au făcut față lucrurilor pe parcursul mai multor ani. Foarte mult sper. Dar iarăși, având o anumită experiență în această privință, știu că memoria instituțională este extrem de importantă atunci când preiai frâiele puterii. Și la noi, nu știu dacă este într-un avantaj, cei care au memoria instituțională, tradițional, nu, atât de multe acte de corupție au fost la noi instituțiile cheie. Haideți să facem diferență între memoria instituțională adecvată și, deci, intențiile oamenilor de a face bani din faptul că aparții sistemului, deci, funcționarilor de stat. Sunt lucruri absolut diferite. Dar nu este ușor să dirigezi o țară, un stat. E foarte complicat. Și oamenii care nu au experiență, de regulă, fac gafe la prima etapă atunci când acumulează experiența. Sper că nu e cazul Maia Sandu, dar până la urmă suntem obligați, cel puțin noi, comentatorii politici, să batem alarma și să avertizăm asupra seriozității situației. Acum, ca să ne întoarcem la guvern. Guvernul este o problemă enormă și Maia Sandu nu are pârghii legale, categoric legale, pentru a rezolva această problemă. Nu în zădar au apărut ultimele zile inițiativele, de exemplu, Partidului Șor, care sunt cumva ridicole, dar în fond atestă o nouă provocațiune care se pregătește la nivelul Parlamentului și la nivelul majorității parlamentare neoficiale care există în Parlament. Telespectatorii noștri trebuie să cunoască acest lucru. În Republica Moldova, în Parlament, există o majoritate parlamentară nedeclarată, neoficializată, dar extrem de funcțională. Politica pârjolului sau pământului pârjolit a fost realizată anume de această majoritate parlamentară care este constituită din Partidul Socialiștilor și din Partidul Șor, sau fracțiunile Partidului Socialiștilor și Partidului Șor. Acum, ce rămâne mai Sandu să facă? Ea nu are pârghii suficiente și trebuie să ne așteptăm că în timpul apropiat această majoritate neoficială care este în Parlament va veni cu propriul cu propria candidatură. Deja au zis că au lista cu miniștri și numele pentru prim-ministru. Să fie nominalizat. Din sursele mele este vorba despre Violeta Ivanov, care ar putea fi propusă la funcția de prim-ministru. Cum vi se pare un asemenea scenariu? Cea mai curată și cea mai incoruptibilă deputat din componența actualului Parlament. Problema știți în ce constă? Care va fi răspunsul Maia Sandu? După părerea mea, PAS și Maia Sandu întârzie. Inițiativa aparține socialiștilor, în această privință aparține socialiștilor și Partidului Șor. Ei au fost acei care au determinat demisia lui Chicu, demisia guvernului. Ei i-au spus Maia Sandu, fă guvern,
Ea n-a răspuns foarte clar în această privință, mai mult decât atât. Unii din reprezentanții partidului PAS a spus, asta e o capcană, noi nu o să facem chestia asta. Doar anticipate. Da, doar anticipate. Dar cum anticipate? Și cine va organiza anticipatele? Actualul guvern în demisie? Ei vor face. Mai are două zile. Ministrul internii este omul lui Dodon. El va fi acela care prin intermediul mecanismului poliției și altor structuri ale Ministerului de Interne va fi acela care va fi deasupra procesului electoral din Republica Moldova. Este o chestie extrem de serioasă. Ce ar trebui să facă PAS? PAS trebuie... Să vină cu propunerea de prim-ministru în contextul în care ei își doresc alegeri parlamentare anticipate, pentru că dacă va fi acest guvern de tranziție din declarațiile celor de la PAS, se va lungi procesul. Cum și lungi? Alegerile... Nu, aici e puțin... Cine va accepta? Un om integru și cu perspectivă va accepta să vină aici pentru 2-3 luni? Doamna Maia Sandu a spus că ea va veni cu soluția președintelui. Probabil cei de la PAS acum calculează să desemneze sau nu să desemneze un candidat la funcție de prim-ministru. Dar aici avem prevederea Constituției, articolul 98.1, alineatul 1, dacă nu mă greșesc. În plus avem o hotărâre recentă a Curții Constituționale, unde clar se spune că șeful statului, după ce consultă fracțiunea parlamentară, desemnează sau chiar este obligat să desemneze candidatura la funcție de prim-ministru. Tu, dacă joci pe faptul că nu vrei să desemnezi, tu duci într-o zonă incertă totală. Tot procesul. Tu întinzi. Dar totodată, dacă desemnezi, se pornește mecanismul de 45 de zile. Clar spune în Constituție că dacă timp de 45 de zile, de la prima desemnare a candidatului la funcția de prim-ministru sau de această desemnare, dacă 45 de zile nu se alege un șef al statului, după cel puțin șeful guvernului, după 45 de zile se întrunesc toate condițiile ca Parlamentul să fie dizolvat. Prin decret prezidențial. Prin decret prezidențial, care este prezentat Curții Constituționale. Spre exemplu, dacă doamna Maia Sandu desemnează mâini un candidat la funcție de prim-ministru, data de 30 decembrie, iese că undeva pe 13 februarie, dacă nu este ales un prim-ministru, gata. Tu, după asta, după 14, intri în acel termen care poți Parlamentul să-l dizolvi. Și ceea ce spune domnul Țăranu, cred că acum PAS-ul ar trebui să joace, ar trebui să vină cu inițiativa, ar trebui să dejoace anumite planuri ale socialiștilor și ale Șor. Că eu sunt sigur că se joacă în culise. Acum ceea ce fac, atât cei de la Șor, cât de la Pentru Moldova, de la socialiști. Sunt o serie de înțelegeri în culise a politehnologilor care mai sunt pe la socialiști, au fost pe la democrați, prin pe unii mai sunt ei. În aceste condiții, cred că PAS, eu nu spun că neapărat trebuie să fie așa, poate iei în calcul să, în condițiile că nu există o majoritate formalizată, să vină cu propunerea unui candidat la funcție de prim-ministru, un candidat foarte bun. Oare ăștia nu votează și tu declanșezi acel mecanism din 45 de zile, oare chiar dacă îl votează, ai surpriza că cei de la Șor, la socialiști, votează acest candidat, vine cu un alt cabinet de miniștri, vine cu miniștri buni, vin cu miniștri care vor face mai bine față în această situație complicată. În plus, va fi un guvern cu acte în regulă, care va putea să negocieze inclusiv cu organisme internaționale, cu același FMI, cu Fondul Monetar Internațional. De ce? Pur și simplu să mergi strict pe opțiunea ca alegeri parlamentare și nu desemnăm un candidat la funcție de prim-ministru. Eu am impresia că noi pe această chestie joacă acum socialiștii și cei de la Șor. Ce prevede Constituția? Ce este obligată Maia Sandu să facă atunci când primește de la Parlament numele unui potențial candidat la funcția de prim-ministru? Preia acest nume și îl propune, este, îl înaintează? Constituția spune foarte clar în această privință. Președintele Republicii Moldova desemnează candidatura pentru postul de prim-ministru. În urma consultărilor. Da, în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare. Și după aia deja intră în joc Parlamentul. Dar există și o decizie a Curții Constituționale,
care obligă președintele Republicii Moldova să desemneze candidatura care a fost, care a fost propusă de o majoritate parlamentară. Exact. Deci această majoritate parlamentară trebuie să se constituie, ea trebuie să se oficializeze. Sau, iarăși, legile Republicii Moldova sunt destul de ambigue. Constituția nu a fost, Constituția cu care așa se mândresc al de Pușcașul și toți ceilalți care au fost autori acestei Constituții, în esență are foarte multe lacune, care creează probleme, creează colizii juridice și îngreunează extrem de mult procesul politic, fiindcă nu există claritate. Din acest punct, da, și mai este încă un lucru pe care foarte mulți experți l-au menționat, inclusiv deci experți în dreptul constituțional. Au spus, da, Maia Sandu, în conformitate cu decizia Curții Constituționale, trebuie să facă acest lucru dacă există o majoritate care propune candidatura. Dar în același timp nu există în legislația Republicii Moldova posibilități de a o pedepsi pe Maia Sandu, pe președintele Republicii Moldova, dacă ea nu s-a ținut, nu a implementat această prevedere. Nu este o încălcare a Constituției? Bun, este și în acest caz se începe procedura de impeachment care poate fi dusă până la sfârșit doar printr-un referendum. Unde nimeni nu va vota pentru ca să rămâne guvernul ăsta fără... Da, dar problema este că referendumul, impeachmentul este o chestie care ține de timp. Iar situația în Republica Moldova nu rabdă. Trebuie de găsit soluția foarte rapid. Întrebarea e ce facem acum, domnule Țăran, domnule Tăbârță? Vedem semnalul clar de la Partidul Șor, de la Platforma pentru Moldova, sau ei sunt împreună acolo, și Partidul Socialiștilor. Dacă eram eu președinte, făceam în felul următor. Veneam cu un candidat, un prim-ministru, veneam cu o garnitură de guvern, care ar fi venit acest prim-ministru, dar clar, dacă eu îl numesc, adică îl desemnez, eu convin și asupra acestei componențe și l-aș propune Parlamentului. Votați! Exact. Dacă Parlamentul nu votează, se developează, de fapt, adevăratele intenții ale socialiștilor și domnului Șor. Și toată societatea va cunoaște acest lucru. Desemnarea unei sau mergerea pe o asemenea înaintare, pe un asemenea scenariu, înseamnă nimic altceva decât folosirea acestui val entuziasmului maselor care a fost obținut ca rezultat al victoriei Maia Sandu în aceste alegeri. Maia Sandu, de fapt, nu are alte prerogative serioase. Nu are mecanisme politice care îi permit să realizeze programul său electoral. Unicul element foarte puternic pe care îl are Maia Sandu este această susținere masivă, mare, o legitimitate enormă pe care i-a obținut. De asta și vrea alegeri parlamentare anticipate cât mai rapid. Păi, ce se întâmplă dacă nu propune un candidat? Ce va urma în Republica Moldova? Pentru că nu avem guvern. Ne ducem în zona incertitudinilor juridice. De aceea, domnul Țăranu aici spune foarte clar că de ce nu încerci să vii cu garnituri, să vii cu un candidat la funcția de prim-ministru, nu foarte bun, dar totodată îi pui pe cei de la socialiști, la Șor, cumva într-o situație ingrată. Ce faci? Îi votezi? Eu înțeleg această idee, dar nu, cine va veni? Un candidat care se respectă? Aici un candidat care este aici, apreciat, care are susținerea aici cetățenilor, va veni pentru 2-3 luni? Ori chiar nu sunt patrioți în această exact țară, ori chiar nu sunt oameni responsabili. Dar aici este un moment foarte, foarte important. Tu câștigi inițiativă, tu îi developezi pe ăștia și în plus, a treilea moment, dacă ei nu ți-l votează, tu automat declanșezi acel mecanism de 45 de zile. Asta ar fi o cale mai repede de ajuns la alegeri parlamentare anticipate decât să intri în zona aceasta incertitudinilor juridice. Maia Sandu știe asta. De ce insistă atât de mult pe alegeri parlamentare anticipate cât mai rapid, fără un guvern de tranziție? Nu. Alegerile anticipate sunt o finalitate. O finalitate a unui proces, care a unui segment de drum pe care trebuie să-l parcurgi. Deci, bun, asta de fel nu înseamnă că Maia Sandu nu va merge pe această cale, fiindcă e foarte puțin, câteva zile ea e președinte. Ea a spus că va lua o decizie. Noi acum vorbim despre posibile scenarii. Eu cred că Maia Sandu este pur și simplu obligată să-i pună pe socialiști și pe Partidul Șor într-o situație defavorabilă. În caz dacă ei resping o garnitură și un prim-ministru cu adevărat care are prestație și are imagine în societate, ei dacă vor veni după aia cu
cu candidatura sa și cu garnitura sa, Maia Sandu va spune, corupții, a cei care de fapt au adus Moldova în această stare, iată, vin ca să perpetueze și o să vedeți ce o să spună poporul. Nu poți în această situație extrem de complicată să nu folosești activismul maselor. Am vorbit despre acest lucru și repet încă o dată. Nimeni nu a anulat democrația directă. Noi, de fapt, democrațiile contemporane funcționează ca democrații reprezentative. Dar democrația directă continuă să rămână ca o pârghie de influență și masele își spun cuvântul său în momentele decisive. Să ne aducem aminte cum a fost votată independența Republicii Moldova la Marea Adunare Națională și doar după aceasta Parlamentul a legiferat ceea ce a decis democrația directă. Și acest lucru s-a repetat de mai multe ori în istoria Republicii Moldova atunci când masele au impus parlamentele care rămâneau la coadă. Nu pășeau împreună cu evenimentele. Aveți dreptate când spuneți despre acest lucru și este evident că Maia Sandu nu va înainta candidatura Violetei Ivanov sau oricare altă candidatură venită din direcția Partidului Șor sau a Pentru Moldova sau a socialiștilor. Urmează să vedem deja care va fi decizia. A spus Maia Sandu că în zilele următoare va veni cu un răspuns clar și o soluție. În situația aceasta ea poate să vină cu propria candidatură. Poate să vină cu propria candidatură. După ce a consultat fracțiunile, nu este o decizie, nu este o candidatură formalizată, ea liber poate să-și înainteze propria candidatură. Atâta timp cât nu s-a formalizat o majoritate parlamentară, nu există 51 de semnături sub propunerea primului ministru, atâta timp Maia Sandu are mână liberă de a desemna candidatul. Vorbind despre pierderea asta la prezidențiale a lui Igor Dodon, ce face? Îi diminuează din importanță? Asta înseamnă că la eventualele alegeri parlamentare anticipate Partidul Socialiștilor va lua un scor modest? Cum vedeți? Pentru că până la urmă în Republica Moldova susținerea pentru Igor Dodon a fost nu atât de mare cum se aștepta, dar suficient de mare încât să fie un partid important în viitorul parlament. Igor Dodon trăiește drama cum unui dictator care a pierdut putere, dar mai degrabă un dictator în constituire, în formare. Igor Dodon foarte mult a speculat și a jucat cartea sentimentelor geopolitice. El a fost un președinte geopolitic. El a fost mai degrabă un președinte în interesele geopolitice ale Federației Rusiei în Republica Moldova, mai degrabă a fost o voce a Tiraspolului aici la Chișinău, decât a fost un președinte care să fie exponentul intereselor naționale ale Republicii Moldova. Vizita de la Moscova din aceste zile o demonstrează cu prisosință acest fapt. Acum ce face Igor Dodon? Igor Dodon speculează, una, în continuare aceste mesaje de tip geopolitic, și doi, încearcă să îndrăutățească la maximum situația social-economică în Republica Moldova, ca pe valul de nemulțumire a cetățenilor, iar această îndrăutățire va fi pusă pe seama Maia Sandu, să acumuleze cât mai mult capital politic și electoral. Acest lucru face el. Politica sau putere politică personală, putere politică a propriului partid a fost mai presus decât interesele societății moldovenești. De ce s-a dus Igor Dodon la Moscova? A avut două scopuri. Unu, că socialiștii în continuare să fie susținuți de Moscova și a doilea scop, socialiștii să fie susținuți în frunte sau conduși de el, nu de alt lider politic, după cum s-a vehiculat. Până la urmă, ce avem? Avem așa, o situație destul de jalnică care nu știu dacă contribuie la imaginea Republicii Moldova și în mod special nu știu sau la sigur nu este în interesele societății moldovenești. Apropo, tot despre asta, această vizită, Igor Dodon, Zinaida Greceanu, domnul Batrâncea, domnul Ceban, cine mai scapă? Mai era un delegație asta Sârde care a fost acum la Moscova, nu mi-am inteles. Era întâlnirea cu Cozac. Domnule Țăranu, în ce măsură Igor Dodon poate cădea în disgrație în Federația Rusă după acest eșec destul de evident în campania prezidențială? Nu odată. Politicul de la Moscova a demonstrat o atitudine foarte neglijentă față de Dodon. Dodon niciodată nu a fost respectat la Moscova. Eu cred că Moscova i-a fost genă
că el are un asemenea reprezentant al intereselor sale în Republica Moldova. Eu m-aș ocupa să spun că, de fapt, Igor Dodon este un cadavru politic în descompunere. Igor Dodon nu mult timp se va menține pe scena politică moldovenească. Trebuie să se întâmple ceva ieșit din comun ca el să supraviețuiască. N-are cum. Și am să mai spun un lucru pe care foarte multă lume nu o să placă, dar deci sunt obligat să fac această concluzie fiind un comentator și analist politic. Aceste alegeri nu atât au fost câștigate de Maia Sandu, cât au fost pierdute de Igor Dodon. Igor Dodon a fost un candidat foarte slab, foarte slab. Da, Maia Sandu a câștigat alegerile, dar scorul acesta enorm cu care ea l-a bătut pe Dodon este rezultatul acestei slăbiciuni pe care o avea. Dodon a fost un candidat cu care era foarte ușor să lupți. Și pierderea de către dânsul a alegerilor era o chestie care putea fi cu ușurință, deci, prevăzută. Problema este că Dodon acum încearcă să se mențină la conducerea Partidului Socialist. El crede că el are viitor politic în Republica Moldova. Dar nu mai are? Nu are. Nu. Păi, dar pentru electoratul tradițional de extremă stângă, Partidul Socialiștilor, cu sau fără anumite merite, rămâne... Vreau să vă spun că această încercare a lui Dodon de a se menține la conducerea Partidului Socialiștilor este un mare plus pentru Partida Europeanistă din Republica Moldova. El slăbește enorm Partidul Socialiștilor și dea Dumnezeu să aibă succes și să plaseze în fruntea acestui partid. Acum vorbesc din interesul Partidei Europeaniste din Republica Moldova. Dodon va sta în această postură fix atât timp cât este necesar ca un nou lider, un lider cu prestație, să apară pe segmentul de stânga al scenei politice moldovenești. Deocamdată sunt potențial lideri, de exemplu același Ion Ciobanu sau Ivan Ciobanu, cum îi spune și așa mai departe. Eu cred că în timpul apropiat acolo se va produce o schimbare la vârful Partidului Socialiștilor, numai dacă acest partid a mai păstrat ceva din consistența unei organizații politice autentice, fiindcă tot mai multe date vorbesc despre faptul că Partidul Socialist de fapt nu este partid, este o gașcă a oamenilor, un partid care a fost acaparat de cercurile oligarhice și care a fost pus în serviciu acestor cercuri oligarhice. Să-i aducem aminte despre toate schemele gri care au fost preluate de la Plahotniuc și implementate de către Partidul Socialiștilor în favoarea unui anumit grup îngust de oameni. De fapt, este un partid oligarhic clasic. El a preluat această titulatură și această calitate de la Partidul Democrat, care era copios condus de către Plahotniuc. Din acest punct de vedere, Dodon a pierdut partida. El, de fapt, va avea soarta lui Plahotniuc. Un oligarh care a pierdut control, a pierdut pârghiile puterii, el cu siguranță va pierde și controlul asupra propriei găști. Gașca are nevoie de un lider puternic care poate să garanteze interesele lor economice. El n-au nevoie de un lider slab care a pierdut alegerile și care nu poate să asigure clientela politică a acestui partid, fără de care acest partid nu are șanse politice. Se vorbește foarte mult despre faptul că Federația Rusă mereu și-a asigurat un plan B pentru Republica Moldova, dar și alte state unde are interese. Există un plan B în prezent în Republica Moldova pentru Federația Rusă și în ce măsură Renato Usatăi poate lua locul lui Igor Dodon pe această extremă? Renato Usatăi a fost lansat pe scena politică moldovenească, practic în același timp cu Igor Dodon. Am avut așa un proiect formalizat, un proiect oficial al Federației Rusă și am avut un proiect așa mai degrabă, mai ieșit din comun, un fel de know-how al lui Renato Usatăi. Ei, anul 2014, faptul că, și apropo, proiectul Renato Usatăi i-a prins. Preosebire de cel al lui Igor Dodon, care se baza pe un electorat structural, însă erau și erau comuniști și dacă ne aducem aminte, în 2014 erau la limită socialiști de a trece. Faptul că Renato Usatăi a fost scos din cursa electorală din anul 2014, i-a eliberat tot terenul pe stânga lui Igor Dodon. În plus, deja și comuniștii treptat au început să dispară natural
din peisajul politic moldovenesc. Inclusiv s-a străduit și Vladimir Plahotniuc, de exemplu, i-a rupt deputat de la comuniști, însă i-a lăsat intact deputații în Parlament socialiști al lui Dodon. Nu că n-ar fi putut, nu s-a vrut. Cred că apogeul lui Igor Dodon a fost anul 2018-2019. Mi-e vine greu să cred că el va mai acumula un scor mai mare decât a acumulat în anul 2019. Noi trebuie să înțelegem că electoratul de stânga este din două componente. Este componenta moldovenistă, nostalgică, prosovietică și este această componenta votului etnic sau minorităților etnice. Uitați-vă cum mulți rusolingvi, în mod special această intelectualitate rusolingvă sau care provine din minoritățile etnice, ei nu suport pe Igor Dodon. Dar, în schimb, Renato Usată e acolo, a câștigat teren, în plus Renato Usată i-a acumulat foarte mult din acest segment moldovenist, cumva de centru, care nu fac parte din categoria minorităților etnici sau votului etnic, însă oricum se plasează pe stânga eșchierului politic, dacă să ne referim la electoratul structural. Acum, ce face Moscova? Trebuie de văzut relația cu Renato Usată, cât de mult au fost arse podurile. Fapt în acești ani, că este evident că la indicația sau sugestia lui Igor Dodon, s-a lovit în Renato Usată. Că probabil tot la sugestia lui Igor Dodon, dacă apăreau anumiți lideri pe stânga, imediat ei erau cumva declarați indezirabili sau intrau în disgrația Moscovei. A pățit-o Șelen, a pățit-o Șor și alții au mai fost. Eu cred că multe ce s-au întâmplat lui Satu, i s-au întâmplat la indicație. Și cum a fost atunci susținut când a avut nevoie de Renato Usată, Igor Dodon, ca să reușească în 2016. Acum Renato Usată zice că nu este susținut de Moscova și am văzut susținerea pentru Maia Sandu în turul 2 al prezidențialelor care au avut loc recent. Renato Usată joacă propriul viitor politic. Păi da, aici voiam să ajungem. Un scor foarte bun obținut de Renato Usată în primul tur. Nu știu cât vreau să analizăm, în ce măsură este reprezentativ acest prim tur pentru eventualele alegeri parlamentare anticipate. Pentru că acolo au fost liderii principalelor partide politice la etapa actuală. Renato Usată s-a plasat pe locul 3 și am văzut destul de bine, nu știu cât și-au dorit partidul Șor, dar Violeta Ivanov a demonstrat că acest partid poate trece pragul electoral cu ușurință în perspectiva unor alegeri parlamentare anticipate. Asta ce ar însemna, domnule Țăranu? Că urmează în viitorul Parlament eventual să se formalizeze sau să avem o majoritate de stânga? Da, nu este exclus. Socialiștii, Renato Usată și Partidul Șor? Nu este exclus și desigur că pentru o analiză mai profundă eu am nevoie de date. Pe mine foarte mult mă interesează, de exemplu, și mă intrigă tăcerea lui Usată. Exact. O tăcere foarte suspectă care s-a instalat acum ultimul timp. A fost, de exemplu, cu flori la inaugurarea, investirea Maia Sandu. El practic a dispărut în a fost ultimul timp. Plecat în străinătate, am înțeles că totuși era vorba de anumite chestii personale. Da, a fost plecat, dar cum n-ar fi. El și alte timpuri era plecat, dar era prezent în spațiul public. Acum el tace. Eu încerc să înțeleg ce înseamnă acest lucru. Eu bine cunosc mecanismele care sunt puse în mișcare la Moscova și cum funcționează aceste mecanisme. Nu vreau acum nimic să afirm sau să infirm, dar Usată are poziție, sau cel puțin avea poziții economice la Moscova, iar pozițiile economice în mare măsură determină, interesul material determină, deci comportamentul, inclusiv și comportamentul politic al oamenilor. Eu cred că Moscova și-a dat seama ce s-a întâmplat în Moldova atunci când Dodon lamentabil a pierdut partida. Să ne aducem aminte despre declarațiile lui Jirinovski, de exemplu, care a spus: eu am fost impus să renunț la alianța, parteneriatul politic cu Usată. Și întrebarea lui retorică, care a fost adresată într-un studio de televizat. Și cine a câștigat? Acei care m-au impus să fac acest lucru, o să răspundă pentru această gafă. Moscova, cum se vorbește, are mai multe turnuri. Kremlinul are mai multe turnuri și acolo se situează diverse grupuri. Un lucru este evident. Moldova, pe parcursul acestor 30 de ani,
inclusiv datorită și poate în primul rând datorită existenței zonei separatiste. Este un loc, un spațiu geopolitic foarte mic, îngust, dar unde se fac bani mari. Spălătorie, landromatul moldovenesc a îmbogățit fabulos oameni și nu la Chișinău și la Tiraspol. Chiar dacă și aici s-au precipitat anumite sume foarte considerabile, dar principalele beneficii a acestui landromat, încă Republica Moldova nu are alte resurse, dar landromatul e vorba de zeci, unele estimări aduc până la 70 de miliarde de dolari. Evident, există interese și există și probe. Chiar acești dacă bani nu s-au precipitat la Moscova, la Kiev. Acum închipuiți-vă ce fac oamenii aceia de la Moscova care au primit aceste sume. Nu de mult în presă a apărut dezvăluiri, în presa rusă, despre aceste 7 miliarde de dolari datoria transnistreană, cum aceste 7 de miliarde de dolari s-au acumulat și unde, în conturile cui s-au așezat acești bani. În conturile anumitor oligarhi din Moscova, acelor care au ramificații în puterea de stat a Moscovei. Vă închipuiți ce înseamnă asta? Ei aveau nevoie de Dodon, de unul docil până la culme. Nu în zadar Dodon, de fapt, avea cu Krasnosilski această înțelegere. Krasnosilski chiar îți bătea joc de Dodon uneori și el răbda toate aceste lucruri. De ce? Fiindcă adevărații stăpâni a lui Dodon, aceia care beneficiau de Republica Moldova pentru a primi supravenituri, ei, de fapt, dictau regulile jocului, inclusiv și lui Dodon. Cu asta am înțeles. Vreau să reușim să vorbim și despre aripa dreaptă sau partidele de dreapta, dacă vor urma alegeri parlamentare anticipate. Domnule Tăbârță, la ce ar trebui să ne așteptăm aici? PAS, cu siguranță, are șansele cele mai mari de pe dreapta, după acest câștig fulminant al Maesandu, să ia un scor foarte bun. Acum vorbim despre celelalte formațiuni. Este platforma, da? Partidele unioniste. Partidele unioniste care nu foarte clar cum funcționează și dacă își vor uni forțele, dar am văzut că nu a dat roade acest lucru. Și mai sunt alte formațiuni care pot lupta pentru accede în Parlament? Nu, din dreapta clasică nu. Ar mai fi poate Partidul Democrat, nu mai știu ce avem pentru, sau pro-Moldova, de fapt. Cred că la alegerile parlamentare, prezidențiale, în cel de-a doilea tur, am avut un semnal fără precedent în Republica Moldova. Și anume, pentru prima dată, la un scrutin electoral direct, a câștigat un candidat de dreapta. Desigur, aici pe baza diasporii, sau diaspora a avut rolul decisiv sau un rol foarte important. Până acum, totuși, la noi mai degrabă câștiga stânga, alianțele de dreapta erau constituite datorită unui partid de stânga. Partidul Democrat, de fapt, era... Care-i da, cum, clar în ce zonă. Cam, da, e de centru stânga, pro-european. Balanță. Acum, dacă am fi avut sau dacă vom avea pe dreapta un bloc, anume un bloc, pasul cel mai mare greșeală ar fi acum dacă își va încerca să-și trateze sau să aibă relații cu restul partenerilor de dreapta cumva de sus. Nu, ar trebui să vină dar nu este argumentat? Ei la sigur acumulează un scor între 30% și 35%. Știți care e cea mai mare provocare a dreptii? Să scoată oamenii la urnele de vot. Am văzut cum în Chișinău, pentru prima dată, am avut o rată de prezență mai mult ca peste medie de țară, pentru că a existat un candidat de dreapta susținut de toată lumea. Acum, nu cred că PAS trebuie să-i selecteze. Acum PAS-ul trebuie să strădui, să-i adune sub umbrela sa pe toți, toate partidele. Să vină cu un candidat, poate nu neapărat strict pe linii de partid. Scopul dreptii este, unul, să mobilizeze electoratul aici în interior și, doi, desigur, în continuare să mobilizeze diaspora. Și atunci putem avea o surpriză când acest partid de dreapta se acumulează practic la limita celor 50% sau la limita sau peste 50 de deputați. Cred că în acest context politic i-ar trebui să joace această carte. Desigur, trebuie jucată inteligent. În momentul în care faci un bloc, toți vor drepturi egale, toți vor un anumit număr de deputați din partidul lor să ajungă în Parlament. Cât de corect este ca cineva care are un scor electoral foarte bun după o victorie a liderului lor atât de evidentă să facă un bloc electoral cu niște formațiuni care sunt la limita pragului electoral? Înainte de a face blocul și înainte de a începe
de a te avânta în alegeri parlamentare, este nevoie să faci o analiză foarte lucidă a situației și să înțelegi că alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare sunt totuși două lucruri diferite. Asta este una la mână. Eu nu cred, chiar dacă nu pot să nu-i dau dreptate colegului meu, a câștigat cu adevărat un candidat de dreapta, dar nu dreapta a câștigat. A câștigat un candidat anti-Dodon. Dodon atât de mult discreditat a fost că în aceste condiții un candidat de dreapta a avut șanse să câștige într-o țară în care electoratul eminamente este unul de stângă. Într-o țară săracă, electoratul n-are cum să fie de dreapta. El este de stângă. Poate să fie de dreapta numai dacă aici domină un sentiment naționalist foarte puternic, ceea ce nu este cazul Republicii Moldova. Acum, în ceea ce privește alegerile parlamentare, unicul sondaj care a fost făcut arată următoarele, că PAS foarte mult s-a ridicat, dar nu într-atât de mult ca să câștige de unul singur alegerile, iar stânga va câștiga alegerile cu siguranță, în caz, fiindcă toate celelalte partide de dreapta pur și simplu nu trec pragul electoral. Platforma, da, tot e în zona. Da, e în zona trecerii, dar e atât de puțin că pur și simplu nu ajung până la 50+1 și în acest caz toată dreapta care va avea un scor foarte destul de mic, multe partide de pe dreapta, prin redistribuire vor merge aceste voturi o parte considerabilă spre stânga și încă mai mult stânga va fi consolidată. Dar admiteți o asemenea formulă? PAS, Platforma Da și Renato Usată, care va juca rolul de acel partid centru-stânga pe care l-a avut Partidul Democrat în ultimii ani. În caz dacă Renato Usată va fi într-o asemenea combinație, să știți că unioniștii n-au să voteze o asemenea combinație. Și Maia Sandu, care a fost capabilă să întrunească spre deosebire de electoratul rusolingu, și iarăși îi dau perfect dreptate colegului meu, s-a întâmplat o chestie ieșită din comun. Pentru prima dată în istoria electorală a Republicii Moldova, rușii au votat împotriva propriului candidat care se plasa ca unul categoric pro-moscovit, pro-Kremlin. Desigur că o parte doar din electoratul rusolingu, doar o parte, dar asta a fost suficient ca el să piardă, alegerile. Acum, vorbesc aici de post-votare, post-alegeri. Nu. Adică ei decid să facă o majoritate parlamentară, Renato Usatăi, Maia Sandu. Păi asta e cu totul altceva. Acum trebuie de nimerit în Parlament. Și cine va nimeri în Parlament? Dacă, de exemplu, iarăși admitem că asupra lui Usatăi există o anumită doză de influență din partea Moscovei, ceea ce nu este exclus, păi ar putea să se repete anul 2016, atunci când Usatăi pur și simplu, criticându-l în primul tur pe Dodon, în turul 2 a chemat electoratul să-l voteze pe Dodon. Pentru că miza este mai mare. Păi da, și inclusiv și miza interesului material. Eu cred că dacă e să vorbim despre dreapta, este absolut evident că o listă unică a dreptei la alegerile parlamentare ar fi o mare gafă. Gafă? Gafă, fiindcă între acel electorat de pe centru, care a votat-o pe Maia Sandu, și electoratul de pe dreapta, și acum vorbim despre electoratul unionist, este o diferență foarte mare. Unioniștii pot să voteze cu centru, centru statalist, centru, dacă nu antiromânesc, cel puțin, puțin românofil, pe când această parte a electoratului niciodată nu o să voteze cu unioniștii. Maia Sandu a avut un mesaj foarte departe de un mesaj pro-românesc în campania electorală. A fost un mesaj foarte echilibrat, care nu a trezit suspiciunile electoratului de pe centru și de pe centru stângă, care au votat-o pe Maia Sandu în turul 2. În caz dacă unioniștii vor fi într-o alianță cu așa numiți stataliști europeniști, mă tem că segmente serioase electorale vor decădea din această zonă. Și atunci, concluzia este următoarea. Dreapta, dacă dorește să câștige alegerile, viitoarele alegeri parlamentare, trebuie să meargă în aceste alegeri în două coloane. O coloană să fie reprezentată de PAS, care trebuie să întronească toate voturile europeniștilor stataliști, haideți să numim convențional așa, iar pe de altă parte este nevoie de o consolidare și o mobilizare foarte serioasă pe segmentul pro-românesc al societății noastre. Aceste două coloane împreună ar putea să acumuleze
voturile necesare pentru a constitui o majoritate în viitorul Parlament. Curioasă analiză. Și la această majoritate ar putea atunci să vină deci USAT-i cu electoratul de pe stânga, fără ca să fie acel element care determină de fapt determină alianța sau caracterul alianței. Suntem pe final. Eu sunt de acord aici cu ceea ce a spus domnul Țăran, însă avem un moment aici. Din păcate, acum partidele unioniste la nivel de influență sunt foarte slabi. Asta e cea mai mare problemă. Dacă noi am fi avut măcar un partid unionist în jur de 10%, atunci acesta ar fi scenariul clasic, după care de regulă s-a mers în Republica Moldova. Am avut un partid pro-european și un partid pro-românesc. Acum, din anumite motive, partidele unioniste din preferințele electoratului nu există sau practic nu există și asta este cea mai mare problemă. Da, fără un proiect unificator acum pe dreapta românească, practic nu avem șanse să avem o guvernare pro-europeană în viitorul Parlament. Dacă ați descrie anul 2020 politic, cum ați face-o? Foarte scurt, suntem pe final și la pachet cu mesajul pe final de an. Un an complicat din motive obiective, cum ar fi pandemia și seceta, însă un an complicat și mai mult de acțiunile subiective, incompetente ale actorilor politici. Un an plin de crize, un an plin de eșecuri și cu o mare speranță la sfârșitul anului. Curios! Eu tare mult vă mulțumesc pentru că ați venit. Aceasta este ultima ediție din anul 2020, Cotidianul Live. Vă mulțumesc! Vă urez un revelion cât se poate de reușit și fericit alături de cei dragi și vă aștept deja în 2021. Cu siguranță vom avea multe motive să discutăm despre situația politică. Iar telespectatorilor, la mulți ani! La mulți ani! Așa să fie! Doamnelor și domnilor, emisiunea Cotidianul Live a ajuns la final. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Aceasta a fost ultima ediție din 2020. Noi ne revedem deja anul viitor, dar asta va fi săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Să aveți o seară cât mai frumoasă și pe curând. Sărbători frumoase!